Consilierii raionale au decis să aloce bani primăriei orașului Glodeni pentru achitarea datoriilor la agentul termic. 600.000 lei au fost găsiți în bugetul raional pentru a achita datoriile create din anul 2009-2010. Această decizie au luat-o consilierii raionali astăzi în cadrul ședinței extraordinare. Datoriile sunt lăsate în bugetul primăriei de fosta administrație publică locală. Ca rezultat, consilierii locali din Glodeni au solicitat ajutorul Consiliului Raional în lichidarea acestora. În numele primăriei și încă o dată în numele consilierii locali, mă adresez către mine, scurgă mintea, de a trage atenție serioasă la întrebare dată, fiindcă este pericol de a nu se livra agent termic, de a fi încălzit în instituțiile date. La moment, contractul nu este încheiat de livrarea gazelor naturale dintre rețele termice și băți gaz. Trebuie de achitat datoria care este de 600.000. Problema dată a fost pusă în discuție la ședința precedentă a Consiliului Raional. Ca urmare, consilierii au găsit de cuvință de a aloca suma dată din bugetul raional. Se redistribuie parte de cheltuieli, componente de bază bugetul raional, după cum urmează. Spre micșorare, la grupa funcțională stadionul a Consiliului Raional din contul mijloacelor destinate reparații capitale în sumă de 370.000 lei, care se propune să fie alocate ca mijloace financiare suplimentare prin decontări reciproce cu bugetul raional în suma menționată în felul următor. Primăria orașului Glodeni, suport financiar în sumă de 240.000 lei pentru achitarea datoriilor la agentul termic rețelele termice Glodeni. A se substitui textul pentru reparația străzii Sahorov din orașul Glodeni în sumă de 360 milii din punctul A în felul următor. Fiind înlocuit cu textul pentru achitarea datoriilor la agentul termic către întreprinderea municipală rețelele termice Glodeni în sumă de 360 milii. Astfel a fost propus să fie alocat în total primăriei orașului Glodeni un suport financiar în sumă totală de 600.000 lei pentru achitarea datoriei față de agentul termic rețelele termici din orașul Glodeni. Primăria orașului Glodeni urmează să-și revadă cheltuielile și să-și administreze corect bugetul. În acest sens a fost creată o comisie în cadrul primăriei Glodeni pentru a evita crearea datoriilor pe viitor.